Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, un episod din seria noastră minunată de hărțile abonaților și fraților. Astăzi o să ne jucăm pe o hartă trimisă de către Cătălin intitulată Oamenii Cartofi. Nu știu de unde a venit numele ăsta de hartă, sincer să fiu, și bă, mi-e somn, deci mi-e foarte somn, este 2:22, prea multe zile deja. Sunt treaz de dimineață de pe la vreo 8:30, dacă nu mai știu, și toată ziua am muncit, deci sunt rupt de somn, dar ăsta este ultimul clip pe care vreau să-l filmez pentru astăzi, să vă pregătesc și ceva Maps from South, bineînțeles. Încă o dată sunt foarte curios, frate, de unde a venit numele de Oamenii Cartofi. Ce dracu se întâmplă, să mă transform în cartof sau pui mei? În fine, frazor, înainte de a începe, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângeți noi acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri din această serie. Deci, bă, vreau ca toate persoanele care se uită la acest videoclip și care vor să continuăm seria, uite cât de frumos scrie Oamenii Cartofi acolo, să apese acel buton de like și haideți să vedem despre ce este vorba. Avem aici kitul, star, nu ne atinge încă, comenzi. Ok, și informații, reguli și poveste. Hai să vedem. Salut, Andrei, eu sunt Cătălin și astăzi revin cu a doua mapă. Sper să-ți placă, deoarece am depus foarte mult efort pentru a ieși totul cât mai bine. Ok, reguli. 1, distrează-te. Ok, avem decât o regulă. Povestea. Era o zi frumoasă cum oamenii cartofi au decis să atace pământul. Armata a recrutat câțiva oameni, printre care ai fost și tu. Tu ai misiunea de a omorâ toți oamenii cartofi pentru a salva planeta și pentru a continua cariera de YouTuber. Mamă, deci, frate, într-un viitor apropiat, oameni buni, deci într-un viitor apropiat, adică, nu știu, peste o lună, două, trei, un an, ceva de genul, o să ne atace niște oamenii cartofi. Bă, asta este, frate, n-ai că se mai întâmplă, nu? Avem aici kitul, kitul slăban, kitul master, kitul petardă, kitul cartof, clar, frate. Ia uite. Adică ne jucăm pe o mapă în care suntem atacați de cartofi, batem cu propriul lor kit, adică ce facem noi aici, nu? Stăm noi să ne jucăm. Doar așa că e de... Bă, sunt toate cam la egal. Deci am ales un kit ok. Eu zic că kitul ăsta este numai bun. Am apăsat aici. Ok, aici a fost kitul. Aici ce mai este? Că nu mai țin minte. Comenzi! Îi las setat pe toate și frazor, haide să începem. Start! Ne-a dus aici într-o cameră cu foarte, foarte multe nivele. Nivelul 1, find the button. Trebuie să găsim butonul deci pentru indiciu. Nu mă uit încă, nu mă uit. E clar. Gata. Mult noroc, Andrei. Baftă l-a căutat. E clar deja. Bă, da, poate vezi că a pus asta special să mă uit, gen să mă facă să pierd foarte mult timp, dar de fapt nu e aici. Nu, deci am crezut că e acolo, mă credeți chiar... Bă. Și-n pom. O fi aici? Da, mă, lol, chiar aici este, serios? Pui, m-am gândit așa, cam la ce s-ar fi gândit el, știi? TNT Run, aici. TNT Run. Ok. Nu are ce să fie foarte rău pe aici. Aul, ba da, este un labirint. Nu. No. Ajutor. Nu. Lol. Ce aici? Deci, bă, ăsta este un... Nu. Ăsta este un TNT run interesant, unde chiar trebuie să caut, frate, să-mi bag piciorul. Deci, trebuie să mă plimb în tot labirintul ăsta care, bă, sincer, numai mie mi se pare svastică. Lol. Adică, uitați-vă cum... Bine, nu pot să vă arăt acum degetul. Uitați-vă în partea aia unde mă uit acolo. Cum se termină? Să-mi bag piciorul de nu e lol, svastică, uitați-vă. What the fuck. Bă, o să-mi dau game-ul trei mai așa ca idee. Să vedem. Ok, nu e chiar... Cine știe? Cine știe? Poate este vreun mesaj subliminal, bă, cine știe? Ok, am terminat și nivelul 2, frate, hai să mergem direct la nivelul 3, care este... Oh my god. O să murim, e clar, gata. O să murim, oamenii cartofi au câștigat, o să domine pământul. Ba nu. Ba, da, ba nu. Mamă, cât de repede mă mișc, ești nebun? Și acum mai shard. Deci dacă îmi dau kill și... Oh. Deci, frate, mai erau unele mape unde mă enervam foarte, foarte tare și de obicei nu puneam clipurile. Și da, chiar am filmat foarte multe clipuri de Maps from South cu niște mape și n-am pus clipurile pentru că mi s-a părut că e și nașpa. Și, frate, dacă... Bă, frate, serios? Deci chiar era un bloc acolo, chiar era o barieră acolo special ca să nu sar. De acum am dat seama. Clipurile care nu-mi plac cum am ieșit nu le pun, simplu. Asta este, mai filmez o dată. Aici n-am reușit să sar, nu știu ce.
Dar, frate, erau niște mape unde efectiv trebuia eu să le repar cumva, să le fac să fie mai bune, pentru că, nu știu, spre exemplu, uite, muream aici în lavă și îmi pierdeam toate itemele, tot setul și mai târziu trebuia să mă bat cu un șef, un giant, ceva, mama măsii, știi? Iarăși am căzut, nu. Deci, frate, la început n-am dat niciun fail și acum uitați-vă că nu mai sunt în stare să fac nimic, ești nebun? Deci nu mai sunt în stare să fac nimic. Opa, opa. De ce, ce barieră? Nu. Era aici lângă, mă, da, aia, serios? Ok, și acum trebuie să sărim, uite, pe asta de aici. Let's go! Mama mea, mă, mă credeți? Deci, nu vreau să cad. Că doar, uite, nu este un parcurs foarte ușor, crede. Mamă, bloc invizibil. Bine, mă, mamă, deci dacă aș fi căzut acum la final, ma. Mob Arena, hai că vreau. Am o zi găini. O să mănânc un măr. Bă, dacă voi ziceți. Bă, dar mulți sunt, frate, de fapt, lor. Încerc scuze că am căscat, dar v-am spus, chiar mi este așa mai somnic. Și aici sunt foarte mulți mobi. M-au plictisit mobi și astfel să mă frate, sunt prea bun pentru aici de mult. Am și sabia asta de nebun. De fapt, eu sabia mai slăbusă dacă mă mănâncă genunchiul. Dacă aș fi avut... Oh, mor! Bă, bă, bă. Dacă aș fi avut sabia de diamond, aș fi bătut pe ăștia. Dar de fapt, ce șarne am? 5? Bă, e un fel de... Sabie de diamond cu Sharpness 2, cred, ceva de genul. Aoleu, mor. Mai mănânc urmăr să fiu sigur că nu obelesc aici. Măcar să scheleți ăștia se bat între ei, păi ai venit pe tavan, party rocking, vrăjitorii dau un alt mob, adică oamenii cartofi. Sunt cartofi rău de tot ăștia, să-mi bat și eu. Cartofare, dracu. Sile, cartofaru. Muriți, bă, firea să-i nevi. Ne-am adus aminte de Sile, cartofară, frăzură. Ia uite și Silver Fish ăștia. Și aia este mai ceva? Nu, no, gata. Se fini. Apăsă după ce ai terminat. Bun, apăsăm. No. Ce pui mei caută să... Bă, frate. Ce caută să ai murile astea aici? What? Dar n-am vrut. Nu. Lol, deci tocmai mă teleportează niște slime-uri. Vedeți și voi, nu? O să fac asta. Ok, gata. Sper că ăsta era următorul nivel. Sper din tot sufletul. Vei avea nevoie. Mi-a dat aici un arc și niște săgeți. Aici e lapte. Nu știu de ce, dar în fine. A, cred că o să-mi dea efect. Nu, nu mi-a dat efect nici nimă. Am dat asta ceva? Bă, da. O, e asta apropiat. Hai să vedem. Deci asta a fost nivelul 5. M-a dat bine. Dar trebuie să iau iarăși. Să dau iarăși aici. Așa, ca să mă teleportez în de alta, pentru că era săgeată direct acolo și era apăsat și nu mai puteam să dau iarăși. Ok, nivelul 6. Find the object, deci trebuie 4 obiecte, atât. Ați vedem. Deci am nevoie așa. Power drill, floare albă, mama măsii, buton și sponge. Sponge în apă. Bineînțeles că este în apă, frate, deci deja devin maestru la hărțile abonaților la Mavs on Subs. Pentru că deja le știu pe astea, vei avea nevoie shield și Diamond Pickaxe. A, e clar, dacă mi-a dat shield. A, ia uite-l aici, lol. A, tocmai am spart cu sabia. Da, tocmai am spart cu sabia, nu? A, dar n-avea nevoie de alea. M-a speriat. Deci chiar m-a speriat acum. Uite că n-avea nevoie de alea. De jungle leaves-urile alea. Dar de ce o fi pus aici gen 9 blocuri dacă trebuie de căpat? În fine, nu e problema mea, frate. Adică așa a pus. O fi și în furnal? Nu. Sub furnal? Sub... Nu cred că am cum să mă uit acolo. Ok, hai să coborăm aici jos în mină. Să vedem ce întâlnim pe aici. Mamă, frate, nu spune că e și un fel de labirint. Obsidian. Ce fac? A, în cere? Dacă spargem asta foarte frumos cu sabia și fie întâlnit că aici e troll. Deci nu e nimic. Eram sigur. Deci eram sigur că e troll, frate. Și că nu e nimic acolo. Băgam și picior. Dar m-am asigurat ca să nu fie probleme, nu? Nu? O, relu? Și butonul. Oh, am nevoie de buton, cred că am nevoie. Ok, deci am trei chestii, cred că am putea să duc și butonul, mai știu sigur.
Hai să vedem ce avem, fraților. Încă o dată vă reamintesc, oameni buni, să nu uitați, bă, să dați pe acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri din această serie la mine pe canal. Văd că... A, de că floare albă. Asta de aici. Bam, easy. Easy peasy lemon squeezy. Dar obsidian n-avea nevoie, n-avea nevoie. Deși antrenam, avem așa Oxide Daisy și Power Dale-ul. Unde și Power Dale și poc aici. Sponge-ul. Și poc aici și butonul. Și le-am găsit pe toate. Am, mă, frate, că suntem bazați, ești nebun. Nivelul 7. Trivia. Cum mă cheamă, Cătălin sau Cătălin? Aoleu, deja am început. Nu, nu te cheamă Cătălin, te cheamă Cătălin? Ce naiba. Îți place ceapa? Stânga, stânga. Pe cine alegi tu sau eu? Tu. Deci stânga, stânga. Ești gay? Aoleu. Cătăline, mă doare cap. Da. Ce vrei? Nimic. Nu vine să cred că am trecut. Deci nu vine să cred că gen 4 din 5 întrebări le-am ghicit așa, fără să mor de fiecare dată în chinuri, nu? Fain! Și ultimul nivel, distrugerea oamenilor cartof. Ma. Mamă, ce cu oamenii ăștia aici? Lol, n-am ce sprit? Deci, serios, chiar mi s-a spart ce sprit, frate, îți bagi de mine? Deci chiar mi s-a spart ce sprit. Bine că mi-a setat, uite, dificultatea pe normal, ca să-l mai pun eu. Și să-mi pun și eu acilișa. Bam, 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 bam. Ok, trebuie să mănânc foarte multe mere. Deci dacă mi se sparge, cred că o să mi se spargă și cealaltă bucățică de armură. Adică astea două. Deci eu pot să mor chiar foarte ușor dacă nu mor mai repede, că n-am ce spre și mi-au foarte multe meci. În curând nu o să am nici pantaloni, nici fai de capul meu. Haide, eu mor pe rând, mă mor în timpul ăsta. Înainte dădeam în toți acum că ar trebui să eu mor pe rând, că altfel dacă dau toți în mine în același timp, îmi scade foarte mult dața și așa să mor. Ce mai ține? Regenul, gata, am mâncat altul. Haide, îi dăm la sabie. Îi dăm la sabiuță. Mor, mă, final naibii. Ați văzut viața și ostea. Greu, frate, cu sabia asta de piatră. Cum ar fi să mi se spargă sabia? Deci cum ar fi să mi se spargă sabia în acest moment? Mamă, păi cred că fai de cap, bă. Ar fi nebunie curată, mă zic. Deci nebunie curată. Cred că mai am genul, dar nu dă-n mine. Cred că încearcă să dea-n mine, dar să oprește celălalt leader. Gen, aolo. Aolo. Uite că merele astea care au fost rulitoare de această dată. Acum chiar am avut nevoie de mere, dar de obicei când ai armură full nu prea ai nevoie, sincer. Poți să-l batem pe fraier. Vino mă încoace, nu scap tu de mine atât de ușor, fraiere. Nu scap mă tu de mine atât de ușor, mâncam e curul. Bam. Easy, apăs pe procesul bunat, yay! Și special, ia să vedem, special. Pam, pam. S-a plăcut mapa și aici scrie Z, Z. De ce scrie invers? Alor, poți mă duc aici? Mai vrei mape de la mine? Mamă, mi-a plăcut drumul ăsta cu tunel. Să mă obișnuiesc. Fraților, cam asta a fost arta, bă, chiar a fost o artă drăguță, a fost o artă faină, m-am distrat, chiar a fost super tare. Nu înțeleg de ce aici este Z, Z mic, Z mare, Z, Z, Fan 3. De ce e F-ul ăla acolo, e un F în plus. În fine, fraților, cam asta a fost arta, care a fost interesant, repet, faină, așa, ne-am distrat, frumoasă, 8 multe nivele, 8 nivele, pui mei. Se vede că s-a chinuit oricum să construiască. Mersi foarte mult, Cătăline, pentru mapă. Mersi că ai pus niște întrebări foarte legit la trivia. Adică n-am înțeles nimic, dar am răspuns corect, ceea ce este foarte, foarte bine. Fraților, nu uitați, poți să dați și pe acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți. Și dacă, bineînțeles, vreți să apară cât mai multe clipuri din această serie la mine pe canal. Asta mi se pare o încercare dezvastică, dar nu este foarte bine ieșită. Ok, ce pot să mai zic? Hertz, Aron, Minecraft, Linux, Armenia.ro. Dacă vreți să-mi trimiteți și voi mape ca să avem și noi ce juca, uitați de like și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!